Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. Bun regăsit, dragi prieteni! Despre patriotism și sensul culturii în evoluția unei națiuni, despre epoci apuse, incertitudinile prezentului și speranțele viitorului, despre cum s-au schimbat România și românii în ultimul secol, discutăm în această noapte cu scriitorul Dinu Săraru, într-o ediție specială de Ziua Unirii Principatelor Române. Bună seara și la mulți ani! Și bun venit la serviciul de noapte, domnule Dinu Săraru! Bine ați venit la mine acasă și vă urez și eu din toată inima sănătate și la mulți ani! Invitatul ediției este în primul rând un valoros om de cultură, un ziditor de instituții culturale, distins, elegant, echilibrat și cu un excepțional simț al datoriei. De-a lungul prestigioasei cariere profesionale a fost cronicar de teatru, redactor radio, ziarist, director de teatru. Dinu Săraru este o figură de prim plan al literaturii, publicisticii și teatrului românesc. În ziua de 30 ianuarie 1932, acum 90 de ani, la Râmnicu Vâlcea venea pe lume fiul învățătorului Costică Săraru și al Corneliei Săraru. La numai 18 ani era deja angajat, inițial ca reporter la Societatea Română de Radiodifuziune, apoi ca redactor la Redacția Cultural timp de aproape un deceniu. Din anul 1960 a fost secretar general de redacție la revistele Socolul 20, Scânteia Tineretului și Luceafărul. De asemenea, a condus Redacția Culturală și publicațiile televiziunii române în perioada 1969-1977. A creat Teatrul Național de Televiziune. Între 1977 și 1990 a fost director al Teatrului Mic și al Teatrului Foarte Mic, pe care l-a și înființat. Iar în intervalul 2001-2004 a fost director al Teatrului Național Ile Caragiale din București. După 1970, Dinu Săraru a devenit un scriitor cunoscut grație romanelor sale, care i-au asigurat un loc important în istoria literaturii române. Dintre acestea amintesc Niște țărani în 1974, Clipa, publicat în 1976 și ecranizat 3 ani mai târziu, Trilogia Dragostea și Revoluția, 1981-1986. După Revoluția din decembrie 1989, au apărut Un fluture alb cu sânge pe aripi, 1992, Iarba vântului, 1993, Trilogia țărănească, 1996, Crimă pentru pământ, 1997, Ciocoii noi cu bodyguard, 2004, Ultimul țăran din Slătioara, 2013, Ultimul bal la șarpele roșu, 2015, Ura din ochii vulpii, 2017, iar în 2018, Marele premiu la Monte Carlo sau de dublare. Dinu Săraru a fost director și fondator al mai multor reviste și publicații culturale, dintre care revista Clipa, 1991, revista Renașterea civilizației rurale românești, ziarul Țăranul Român, 1999, începând cu 1998, înființează Fundația Națională pentru Civilizație Rurală Niște Țărani, al cărei președinte onorific este și astăzi. După romanele lui au fost făcute 4 filme și 4 piese de teatru. Spectacolul Niște Țărani, scenariul și regia Cătălina Buzoianu, s-a jucat 9 ani cu casa închisă la Teatrul Mic și în teatrele naționale din Timișoara, Cluj și Iași. Invitatul ediției a fost distins cu numeroase premii și distincții pentru activitatea sa, între care Premiul Academiei Române pentru romanul Niște Țărani, Premiul pentru scenariul cinematografic Clipa, Premiul Mihai Eminescu pentru Iarba Vântului și Premiul Liviu Rebreanu pentru Crimă pentru Pământ. Am uitat ceva, domnule Dinu Săraru? Da, ați uitat o carte la care țin foarte mult și care se numește Corida. Pentru că, fiind foarte avansat în vârstă, ca să nu zic chiar matusalemic, că nu eram atunci matusalemic, am participat la niște coride și mi-am dat seama că dacă de la început aș fi participat la coride, întâi eram cronicar de coridă și pormă de teatru. Eu cred că am omis totuși ceva din această prezentare, dincolo de acest roman care înțeleg că vă este foarte drag. Sunteți căsătorit, aveți 2 fiice, un nepot și un strănepot. Să vă trăiască! Vă mulțumesc foarte mult! Patriotismul și promovarea culturii sunt 2 coordonate majore ale existenței dumneavoastră. Ce emoții, ce amintiri vă evocă această zi aniversare în care realizăm noi emisiunea, ziua de 24 ianuarie? Ce emoție îmi evocă? Îmi evocă
sentimentul că a fost un moment în care s-a sperat foarte mult în ideea de unitate națională și de identitate națională și de credință creștin-ortodoxă și ea reprezintă și astăzi un reper pentru mine moral, pentru că astăzi suntem pândiți de o dezbinare și o înstrăinare și o pierdere a identității naționale foarte periculoasă, după părerea mea, și îmi dau seama că speranța cu care s-a făcut această unire din 24 ianuarie e astăzi pusă în pericol, încât îmi dau seama că astăzi, am mai spus de curând așa gândul meu, că numai încrederea în Dumnezeu mai poate fi aliatul nostru. Vom reveni la acest subiect pe parcursul emisiunii, dar aș vrea să vă provoc să vă aduceți aminte cum era ziua Unirii Principatelor Române sărbătorită în copilăria dumneavoastră și mai târziu, în timpul tinereții, pentru că perioada copilăriei a fost marcată de cel de-al doilea război mondial. Și cred că ar fi interesant să ne amintim, imediat după primul război mondial s-a făurit România Mare, dar totuși 24 ianuarie rămâne în istoria acestei țări o zi extrem de importantă. Cum era sărbătorit atunci când erați copil? Eram la Slătioara, sub măgura Slătioarei și fiu de învățător de țară. Toate școlile, toți copiii, până în clasa șaptea, că atâtea se învățau atunci, erau invitați la o sărbătoare care se lega în timpul acela când eram și eu elev și de pierderile din primul război mondial și din al doilea război mondial. Am avut, cum să vă spun, și mândria și durerea să fiu nepotul unui veteran al războiului de naționale de la 1877 cu pieptul plin de decorații, s-a întors la Slătioara și în al doilea război mondial tatăl meu a fost declarat erou național. Imediat după începerea războiului de Sfânta Marie, când a căzut victimă a războiului al doilea mondial undeva în Transnistria și a fost înmormântat în cimitirul central ortodox din parcela destinată eroilor războiului de reîntregire. Eu aveam 9 ani atunci și țin minte că am fost împreună cu mama mea și cu mătușa mea să-i vedem mormântul la Chișinău și divizia 11 îi spusese o cruce de marmură pe care scria locotenent Săraru C. Constantin, divizia 11. Și un an mai târziu, printr-un ordin al regelui Mihai I, am fost decorat cu medalia fiilor eroilor căzuți pentru reîntregirea patriei domnului Săraru C. Constantin din Cumina Slătioara, fiul eroului Constantin C. Săraru din Comuna Slătioara. Și am această decorație primită la 10 ani de la Mihai I. Un rege la fel de tânăr pe atunci. Și vă spun că ne duceam la Monumentul Eroilor celor două războaie și un copil din clasele mai mari spunea numele eroilor căzuți în cele două războaie mondiale
și eu eram cel care răspundeam și începea cu învățător locotenent Constantin Cesaru și eu spuneam mort pentru patria. Bătălia s-a sfârșit, soldatul a rămas bitulat într-o mască. Undeva departe pământul geme, gata să urle, gata să nască. Deasupra cerul gol și soarele înjur câmpul gol și morții. Sufletele lor stau drept și așteaptă să intre în rai în fața morții. Soldatul din mască vede o floare și vesel și-o pune după ureche. Ce mândră, ce bună e lumea, ce rea, ce urâtă, ce veche. Vor răsări steaguri și flori pe orașul de obuze ras. Bătălia s-a sfârșit, soldatul ridică fruntea să vadă iarba. Ții-i un bronz rădăcit și sfărâmă tâmpla și barba. Deasupra cerul gol și soarele înjur câmpul zdrobit de obuze. În mască soldatul nu mai are nici ochi să vadă, nici buze. Ediție specială de Ziua Unirii Principatelor Române cu scriitorul Dinu Săraru. Ce-a învățat copilul Dinu Săraru despre patrie, despre națiune, de la învățătorul Costică Săraru? Am învățat întâi să vorbim românește, curat românește, și era o răspundere a învățătorului de țară atunci să cultive limba română. A fost foarte exigent cu dumneavoastră. Extraordinar de exigent. Eu n-am știut că voi lua premiul întâi în clasa întâi, până când nu m-a strigat la școală, ca să nu greșesc la școală, că eram fiul de învățător și m-a dat la școală la 6 ani jumate. Eu am fost obligat să-i spun și acasă, domnule învățător, și nu țin minte când i-am zis tata sau tăticule, pentru că a murit când aveam 9 ani și până atunci eu am zis și acasă, domnule învățător, că ceilalți copii, spunea el, n-au norocul să aibă bătasul învățător și să nu greșesc la școală, să spun tată. Nu i-am spus niciodată și nu țin minte niciodată când i-am spus tată. Am spus unui bunic care am fiat-o pe maică mea din Râmnicu Vâlcea,
erou al primului război mondial și al celui de-al doilea război mondial, tăticule, dar tatălui meu nu i-a spus niciodată decât domnule învățător la școală și mi-a adus o hartă mare acasă pe care era reprodusă România întregită de atunci și cu un băț trebuia să nu greșesc, să văd unde curge Jijia, de pildă, și unde curge Prutul și unde curge Nistru și unde curge această frântură de apă care se numea Jijia. Am învățat istoria țării românești. Am avut în familie un învățător care era țărănist și devotat învățătorului Ion Mihalache, care a fost creatorul, după cel de-al doilea mondial, al Partidului Țărănesc de stânga. Și am avut în casă cărțile care vorbeau despre cultul teatrului românesc, cărțile lui Iorga, cărțile lui Virgil Magiaru. Și am fost pătruns din clipa aceea de geografia țării românești, de istoria țării românești, de faptul că prin Slătioara a trecut la un moment dat ocupația austriacă, Cezarul Crăiască, și la 5 km de casa mea, casa tatălui meu, nu a bunicului, așa se aflau cazărmile Cezarul Crăiești și am înțeles ce înseamnă granița și atunci am descoperit și mai târziu, o viață întreagă, 50 de ani, am descoperit că există un cătun în Slătioara cu numele de Viorești, de la Viorea, cu case puține și cu o biserică pe care istoria artei românești și a credinței creștine a înregistrat-o, această biserică din Viorești, pentru o friză a potecașilor. Cei care păzeau granița românească cu cazărmile Cezarul Crăiești, pe caii lui mărunți de munte, cu găitanele lor gorjenești îmbrăcați pe caia și cu căciulele negre înalte, pe care nu și le scoteau nici în fața domnitorului. Această descoperire pe care a întărit-o într-o lucrare fundamentală Olga Greceanu din familia Măldăreștilor și a grecenilor, specific cu național în cultura română, m-a captivat și am fost 50 de ani unde am putut. De pildă, am descoperit în o revistă a epocii Boabe de Grâu că o cercetătoare din familia Goleștilor a vorbit pentru prima dată despre această bisericuță care a fost la începutul evului mediu, la 1500, schit de maici și acum era bisericuța care a intrat în istoria artei datorită în primul rând lui Olga Greceanu și pe urmă când am fondat acest vis al meu cu Fundația Niște Țărani. 50 de ani m-am zbătut, repet, ca să atrag atenția acestei bisericuțe și a frizei potecașilor, că mi-am dat seama câtă mândrie oltenească oltenii de sub munte și cât patriotism, cât simț al datoriei, devotament pentru liturghie creștină este învestit în această bisericuță. Și când eram la Luceafărul, secretar general de redacție,
am reprodus în Luceafărul într-o epocă mai grea de asuprire, de asemenea de colonizare. Nu aveam voie să spunem poporul român, poporul nostru. Și am publicat Friza Potecașilor prima dată în țară, după Boabe de Grâu a apărut în revista Luceafăr și Urmă. În perioada comunistă. Da, în perioada comunistă. Și o viață întreagă m-a preocupat și am făcut să se renoveze, să fie astăzi un altar. Îi provocăm pe ascultători să meargă acolo și să descopere această mică bisericuță pe care și eu am văzut-o grație Fundației Niște Țărani în urmă cu 2 ani. Apleacă-ți fruntea de stăpân spre brazda noastră milenară, reînviat țăran român și făcătorule de țară. Într-un pridvor cu busuioc, ascute briciul pus la grindă, peste un lighean muiat la foc, tu bărbierește-te în oglindă. Ai colindat ce-ai colindat în lumea veșnic friguroasă. Acum bine ai venit în sat, mai cald de totuși pe acasă. Te așteaptă brazda să înflorești și grajdul să-l îndești cu vite. Și vechi colinde românești te mustră parcă părăsite. Țăran român, măria ta, să nu lași câmpul tău să moară. Ți-au dat strămoșii ce lucra, cu mâinile au făcut o țară. Dă iute briciul pe curea și bărbierește-te de-a rândul, că vezi că azi e ziua ta, care durează cât pământul. Ai colindat ce-ai colindat în lumea veșnic friguroasă. Acum bine ai venit în sat, mai cald de totuși pe acasă. Te așteaptă brazda să înflorești și grajdul să-l îndești cu vite. Și vechi colinde românești te mustră parcă părăsite. Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. M-aș întoarce înapoi în copilăria dumneavoastră și aș vrea să îmi spuneți care este cea mai puternică amintire a copilăriei. A copilăriei mele? Da. Cea mai puternică amintire a copilăriei este Ziua Eroilor, despre care v-am povestit. Când eu spuneam mort pentru patrie, când venea vorba de toată lumea. Ce ați dori să știe despre patrie, patriotism, simț al datoriei, onoare, națiune, despre România, strănepotul dumneavoastră? Va aparține unei lumi pe care nu o cunoaștem astăzi și care lume este pândită de pierderea identității naționale și de pierderea
vocației ctitoriei, care este fundamentală pentru poporul român. Azi nu se mai poate ști dacă generațiile tinere vor mai avea răgazul și timpul și permisiunea să gândească la viitorul identității naționale. Mi se pare că astăzi suntem pândiți de momente foarte grave din punct de vedere al identității naționale și al unirii. Vă spun, nu întâmplător, într-un interviu de curând am spus că aliatul nostru rămâne Dumnezeu. Acum, ce să vă spun dumneavoastră care aparțineți unui post de radio pe care eu îl iubesc foarte mult, pentru că m-am născut gazetărește și scriitoricește în clădirea veche de peste drum a postului de radio, care e și acum o mică așa viluță barocă, și acolo era redacția culturală și a emisiunilor pentru copii, și acolo se desfășura și carnetul cultural. Și am avut, eram totuși copil la 18 ani, neîmpliniți. M-am născut, v-am spus, scriitorul din mine e datorat radioului, vocația dialogului. Am învățat-o la radio și toate cărțile mele sunt pline de dialog și toate filmele făcute după cărțile mele sunt întemeiate pe dialogul meu. Ați păstrat această oralitate specifică radioului. Da. Și astăzi nu știu spre ce se îndreaptă cei de pe urma mea, chiar și copiii mei care sunt colegi cu dumneavoastră de gazetărie, și ei sunt, și dumneavoastră sunteți pândiți să vă gândiți la fiica dumneavoastră, ce posibilități va avea ea să-și păstreze identitatea în presiunea desființării identității, care acum, cum știți, în conglomeratul acesta de țări care constituie Europa și care e dirijat de Bruxelles, câștigă foarte mult teren desființarea identității naționale. Vă simt această îngrijorare, simt că vă preocupă acest pericol, însă tocmai pentru că prin ceea ce facem în prezent ne gândim la viitor, v-aș provoca să ne spuneți care este, în opinia dumneavoastră, zestrea de valori pe care ar trebui să o construim noi, adulții de astăzi, pentru viitorul României, pentru generațiile viitoare. Printr-o rezistență în apărarea valorilor fundamentale, care sunt, cum să spun, rezultatul unei istorii în care am plătit foarte scump ideea de unitate națională. Și momentul goleștilor și momentul focșanilor să-l secăm dintr-o sorbire este greu de apărat astăzi. Dar mă bucur foarte mult, eu mă bucur foarte mult că postul de radio național are încă o autoritate foarte importantă și redacția dumneavoastră de actualități, pe care eu o urmăresc cu o mare satisfacție pentru verticalitatea cu care dumneavoastră, toți cei care lucrați în această redacție și conduceți radio într-un fel, pentru verticalitatea pe care o cultivați. Sigur că e foarte greu acum, dar mă scol dimineața că n-am somn și mă bântuie toate gândurile cu putință și nevederea cu care m-a pedepsit înaintarea în viață
și vârsta asta de 90 de ani, când ascult Radio România Actualități, am un fior de, cum să spun, de verticalitate. Și mă bucur foarte mult că sunteți acolo. Încă o dată vă spun, dar am un prieten, am mulți prieteni nonagenari, ca să zic așa, care, cum să sunt, cu care vorbesc toată ziua la telefon datorită soției mele, care a fost 63 de ani alături de sufletul meu și de a fetelor mele, Alexandra și Ruxandra. Discut cu ei și s-am împuținat aceștia, prietenii mei de-o viață. Mă gândeam să le mulțumesc pentru că au rămas lângă mine și socotesc eu învingător, deși ei au avantajul că și văd. Dar faptul că am o familie și că am o soție și două fete, mă țin în picioare, să știți. Am văzut adâncul, acolo sus în munți, am văzut cinvingătorii, i-am văzut pe cei înfrânți. Am plutit cu norii deasupra de vulcan, am fost cel mai bogat din lume când n-aveam niciun ban. Și moartea pe când eram băiat, dar m-am îndrăgostit de viață aproape imediat. Reclame și deliruri și fete poezii, am fost și cercetor și rege chiar în aceeași zi. Cât am râs, cât am râs, nu mai știu, poate-i scris în vreo carte. Mâine sigur zorii mă vor lumina și-am să merg mai departe. Am văzut bancherii în limuzine lungi, am văzut și autostrăzi pe unde în cer pot să ajung. Am văzut războaie și răni fără sfârșit, am văzut și îndrăgostiți pe val și eu cât am iubit. Cât am râs, cât am râs, nu mai știu, poate-i scris în vreo carte. Mâine sigur zorii mă vor lumina și-am să merg mai departe. Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. Ediție specială de Ziua Unirii Principatelor Române cu scriitorul Dinu Săraru. Rămânem totuși încă puțin în trecut. Sunt curioasă cum era copilul Dinu Săraru, dar adolescentul Dinu Săraru. A fost un copil năzdrăvan. Am fost întotdeauna în răspăr
cu rigurile unei societăți totalitare și m-am zbătut în acest răspăr să-mi apăr niște idei. Lozinca mea a fost toată viața mea și a rămas aceeași până astăzi, că gloria aparține celor care iubesc mai mult lupta decât succesul. Și așa am făcut ca teatru mic să fie teatru fenomen din Sărindar, în care s-au jucat spectacole curajoase pentru timpul acela, foarte curajoase, antitotalitare și la rând, aș spune, și chiar mai înaintea unor reprezentații occidentale care aparțineau dezvoltării literaturii și artei în apus și în America. Și am mândria să fi jucat cu 10 ani înaintea rușilor o dramatizare după Bulgakov, Maestru și Margareta, care s-a bucurat de un succes uriaș în epocă și care... Îmi amintesc, pentru că eram adolescentă și eu nu am reușit să găsesc bilet pentru acel spectacol, deși mi-am dorit foarte mult. Și pe urmă am jucat un spectacol care a fost violent, antitotalitar, Richard al III-lea. Spectacol în care Ștefan Iordache a fost de neegalat în actor cultivat și intelectual și vertical, de neegalat până astăzi. Și spectacolul s-a bucurat de un uriaș succes. Și așa am jucat Ivona, Principesa Burgundiei, a lui Gombrowicz, sub influența teatrului politic teoretizat de Piscator, polonezul, care s-a remarcat prin formularea teatrului antitotalitar în epocă. Și până la urmă am jucat și pentru că am fost câștigat de Scrisoarea pierdută a lui Sica Alexandrescu, care m-a iubit foarte mult și care a vrut să-mi înfieze și fetele și care la televiziune l-am adus până înainte de a muri și ultima scrisoare mi-a trimis-o de la Nisa. Și am vrut și eu să fac Scrisoarea pierdută a epocii și a ieșit un spectacol antitotalitar în care am dat peste cap tot ce se putea, cum să închipui în materie de opresiune dictatorială, atacând chiar dictatura din România și cuplul dictatorial ceaușist. Nu v-a fost teamă atunci de urmările unui astfel de gest? M-a câștigat ideea răspărului și faptul că am reușit să fac fenomenul Sărindar și m-a câștigat și invenția lui Silviu Purcărete, regizorul. Și am mers până la capăt. Sigur că a fost cea mai mare anchetă de securitate, de procuratură, de tot ce însemna instrumentele totalitarismului în România. Am suferit extraordinar, mi-a fost frică, pentru că... Și totuși în decembrie 89 nu ați ieșit în fază să vă prezentați ca o victimă. Păi nu am ieșit pentru că... Spre deosebire de alții care imediat au căutat foarte multă vizibilitate, știu. Au transformat avantajele în dezavantaje și dintr-o dată deveniseră eroi. Eu n-am... Dumneavoastră ați trecut cu foarte multă discreție peste aceste acte de curaj și peste consecințele acestor acte de curaj. Am trecut cu frică, pentru că în tinerețea mea, fiind de extracția unei familii de boiernași din Oltenia de sub munte, am fost deținut 3 luni de zile la canalul Dunărea Mare Neagră,
și am învățat ce înseamnă să fie frica, pe care am descris-o teribil. Am zis eu în romanul Clipa, pe care dumneavoastră l-ați pomenit, și filmul care a fost interzis pe loc și după aia au fost câțiva oameni în conducerea țării, intelectuali, care au apărat filmul. Și când și astăzi se difuzează, nu-ți vine să crezi că a fost scris în epoca aceea. Dar am fost marcat de, cum să spun, ideea acelei detenții, care m-a dus foarte aproape de un final tragic pentru mine. Erau condiții absolut îngrozitoare de sacrificiu, adică de exterminare. Și am descris și în Clipa, chiar și Niște țărani, a fost o carte scrisă în răspăr, ca să spun așa, pentru că am publicat la Păunescu, prietenul meu absolut, pentru că a fost cel mai mare prieten al meu din toate timpurile și cu care m-am certat și de 360 de ori pe an și de 360 de ori ne-am împăcat și am rămas prieteni. Am publicat o rubrică la el, Opinia unui alegător, și spuneam ce se mai putea spune atunci cu un curaj pe care revista lui Flacăra l-a avut ca să-l publice, rubrica asta. Și din rubrica asta Păunescu a zis, mă, ai povestit de un țăran al tău de la Strătioara, de ce nu faci tu un roman? Și am început, dacă zicem, dai primele 7 pagini din roman, joi eu public un foileton romanul. Și joi m-am sculat, eram director general cultural în televiziune și m-am sculat la 4 dimineața și am scris cele 7 primele pagini. 7 pagini și m-am dus cu ele și Păunescu le-a publicat și a zis, va urma, dar nu mai urma nimic, că eu nu scrisese nimic. Și atunci Păunescu mi-a spus, dacă tu nu mi-aduci 14 pagini data viitoare, scriu că sărarul n-a fost în stare să scrie romanul și nu va urma. Și m-a dus cu 14 pagini și a urmat. Și un activist de la cenzura Comitetului Central a sesizat că eu descriu colectivizarea forțată cu securitatea în epoca comunistă. Am descris săranii mei, drama lor, tragedia lor, așa, în dragostea lor pentru pământ. Și romanul a fost interzis. Și l-am terminat, că m-am ambiționat să-l termin la Strătioara și l-am dus lui Râpeanu, de care mă leagă o prietenie foarte mare, exegetul cel mai mare al lui Iorga, și lui i-a plăcut romanul și l-a și tipărit și a luat așa culmea Premiul Academiei Române și așa s-au putut face și filmele. Dar după aia s-a spus, așa e scriitorul român, dă o lovitură cu o carte și după aia nu mai... La dumneavoastră au urmat multe alte romane. Da, și atunci am scris la 2 ani Clipa, în care am descris iar lagărul și frica. Și am înțeles că dacă vrei să fii tu însuți, trebuie să te lupți. După cum îi privește
doi copaci prin sărutul de scrum. Aplecându-se unul spre altul, spune-mi pădure cu frunza rară, unde-i iubirea de asta vară? Nu știe iarna să se îndure de noi copacii fără pădure. Spune-mi pădure cu frunza rară, unde-i iubirea de asta vară? Nu știe iarna să se îndure de noi copacii fără pădure. Toată vara a fost numai foc, și-au fost stele în nopți fără stele, și prin toamna șăderii pe loc, ca de ultima frunză spre ele. În zadar către tine întind niște crengi ce-mi fusese la brațe, alte uși se aud scârțâind, betonate să se agațe. Spune-mi pădure cu frunza rară, unde-i iubirea de asta vară? Nu știe iarna să se îndure de noi copacii fără pădure. Spune-mi pădure cu frunza rară, unde-i iubirea de asta vară? Nu știe iarna să se îndure de noi copacii fără pădure. Nu mai suntem decât noi copaci, vor veni ediție specială de Ziua Unirii Principatelor Române cu scriitorul Dinu Săraru. Mai am o întrebare care se referă tot la trecut. Ce modele ați avut în adolescență? Ce v-a format? La cine v-ați raportat atunci când v-ați asumat acest răspăr? Sigur că venea din copilărie, ați spus, iar ați fost un copil. Am avut în răspăr. Un noroc în viață că trei intelectuali din ziua în care eu m-am angajat la radio, 13 noiembrie 1950, se numeau Alexandru Balaci, Mihnea Gheorghiu și Valentin Lipati. Și erau mari intelectuali al țării, cu conferențiari universitari, doctor honoris causa la Universitatea din București, și am crescut pe lângă ei. M-au învățat ce să citesc, m-au învățat să discut, m-au învățat să am personalitate. Și le-am păstrat un cult. Sigur că viața a fost cum e viața. Au fost și momente în care ei m-au părăsit vremelnic, pentru că au fost victimele propriilor identități și verticalități, dar nu pot să nu trec peste asta. Și așa am scris Ura din ochii vulpii sau Despre dedublare. Și am scris romanele a trei de după 1990, când mi-am schimbat, descoperind un ierarh
al vieții, cum să spun, Bisericii Ortodoxe Române de astăzi, tână, are 55 de ani acum, care mi-a atras atenția asupra unui tip de literatură, că scriam romane balzaciene, cum s-a spus. Și am scris cele trei romane și Ura din ochii vulpii, care a avut un succes extraordinar și care m-a răcorit pe mine foarte mult. Pentru că acest roman are toate adevărurile în care am crezut eu. Și să vă spun ceva, nu a fost carte scrisă de mine care să nu cuprindă viața mea și adevărul meu, cel mai crud, cel mai curat, cel mai credincios. Și am suferit foarte mult, am încredința asta a mea și vă spun astăzi că m-am gândit dacă ar trebui să o iau de la început. Cred că aș putea să o iau de la început dacă aș mai avea putere, dar vă dați seama, la vârsta asta. Am primit un telefon de curând de la unul din eroii mei, erou mare de tot al romanului, niște țăran, un actor, Mitică Popescu, care a devenit și el celebru interpretând personajul principal din roman, și m-a sunat să-mi spună: domnul Dinu Săraru, da, veșnicul Năiță Lucian, a zis el, și am avut o tresărire extraordinară. Și acum s-a interesat când împlinesc eu ziua de 90 de ani. Și am zis: Mitică Popescu, te rog să simți degetele mele, că mângâie obrazul tău. Acum și mi-a curs o lacrimă pe obraz. Am avut noroc de familia mea și de colegele dumneavoastră de presă, fetele mele. Când se face dimineață și te întorci de unde ai fost, când îți e scârba de viață, simți că nu ai niciun rost. Undeva în urma ta rămâne o lumină. Invitatul ediției este scriitorul Dinu Săraru. Revenim imediat după știrile orei 1. Și atunci când lumea toată se uită în curtea ta, când dușmanii îți stau roată, poate, poate vei cădea. Undeva în urma ta rămâne o lumină. Lasă-i, frate, să te întrebe cine prost și cine nu adevărul despre viața ta. Știi ce mai bine tu? Numai tu, numai tu, numai tu, numai tu, numai tu. Toată lumea vrea să știe ești, de unde vii, pe o foaie de hârtie te citește zi de zi. Undeva în urma ta rămâne doar lumea.